Să rămână distinsă domnițe, am onoarea să vă salut cât stimați conaționali. Ne aflăm la noua ediție emisiunii Valori Euroatlantice, care este focalizată pe o realitate generată de alocuțiunea rostită de secretarul general NATO la Varșovia, care a fotografiat cu expresii plastice, cu un discurs mai degrabă realist, actuala realitate din comunitatea euroatlantică. Din această perspectivă, după cum să vedeți imagini și o să ascultați citate edificatoare, am dorit să vedem care este rostul României într-o Europa ce trebuia să fie și unită, și pașnică, și democrată. Trebuia să fie, pentru că, după cum știți, sunt multe zbucimări, nu numai geopolitice, ci și pe plan intern, în unele state membre ale NATO, și pentru că trăim un moment de tranziție, mai sunt puține zile până când va fi marcată aniversarea a 7 decenii de la înființarea NATO, și pentru că totdeauna când vorbești de trecut ai nevoie de istorici, am avut plăcerea și onoarea să invit în fața dumneavoastră 3 istorici de marcă, promițători, serioși, demni, care țin la interesul național. Am să-i prezint în ordinea în care sunt așezați, ordinea alfabetică. În primul rând, istoricul dr. Constantin Corneanu, care este director general adjunct la Institutul Revoluției Române și care în această săptămână și-a sărbătorit ziua de naștere. La mulți ani, domnule Corneanu! Mulțumesc foarte mult! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor și mulțumesc frumos de invitație și încă o dată mulțumesc pentru gândurile dumneavoastră frumoase. Ne-am gândit că este nevoie și de un militar vertical, un om care n-a ezitat când era și pe funcții mai mici, să spune adevărul, chit că un film al domniei sale era cenzurat de băieței care au ajuns general fiind în sandale, dar atunci erau mari propagandiști ai noului regim post-decembrist. Este vorba de colonelul dr. Florin Șperlea, care conduce cu o mână de fier observatorul militar. Bine ați revenit la 6 TV! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. N-aș zice chiar cu o mână de fier. Aș fi preferat să spuneți doar cu o mână profesionistă. M-aș fi mulțumit cu atât. Vă mulțumesc. Am ținut în mod special pentru ca discuția să aibă firescul, naturalețea, jovialitatea utilă unei deselenii. Într-o lume atât de mult marcată de restricție, să fie prezent un istoric care a știut întotdeauna să vină, să rămână și să plece de la 6 TV cu surusul pe buze. Este vorba de doctorul Liviu Țăranu. Bine ați revenit la 6 TV! Mulțumesc! Bună seara, telespectatorul nostru! Mulțumesc, domnule colonel, pentru invitație. Surâsul va rămâne mai rău atât timp cât va fi și emisiunea noastră. Mai ales că aveți în fața televizorului două judecătoare ale conduitei dumneavoastră. Este vorba de fetele dumneavoastră. Începem cu prima imagine, estimați telespectatori. O afișăm acum pe ecran. Iată ce spunea secretarul general NATO Jens Stoltenberg la Varșovia. Vrem ceea ce numim inițiativa de 4x30, 30 de batalioane, 30 de nave de război și 30 de escadroane de aeronave pregătite în 30 de zile ca suplimentarea forțelor cu pregătire ridicate ale NATO. Transformăm, adaptăm structura de comandă cu un nou comandament NATO în Norfolk, Virginia, pentru Atlantic. O nouă comandă în Ulm, Germania, pentru mobilitatea și logistică europeană și mișcarea echipamentelor și forțelor prin întreaga Europa. Am încheiat citatul, face parte din alocuțiunea rostită la Varșovia de Jens Stoltenberg și vine ca o încredințare că Alianța Nord-Atlantică este în măsură să aibă noi modalități de întărire a necesare defensive, o defensivă care vizează pe continentul european un pericol răsăritean ce nu poate fi negat. Care este comentariul dumneavoastră inițial, domnule dr. Liviu Țăranu, pe această temă? Domnule colonel, ceea ce Stoltenberg a spus la Varșovia, în afară de acest mic fragment pe care l-ați prezentat dumneavoastră aici, este cât se poate de semnificativ pentru istoria noastră, istoria și a noastră a românilor, pentru ultimul secol. Vorbim de 2 războaie mondiale, de un război rece, în care noi, ca români, ne-am aflat, aș putea spune, chiar în miezul lucrurilor, având în vedere că am fost parte și în primul și în al doilea război mondial, că am pierdut
peste un milion și, că am avut mai mult de 1,5 milioane de victime în cele două războaie, că am fost în de cealaltă parte a cortinei de fer în timpul războiului rece. Deci, ceea ce secretarul general NATO a spus la Varșovia ne privește în mod direct și pe noi românii. Și sigur că această forță, forță de apărare sau de ripostă foarte modernă, are menirea de a asigura într-un fel sau altul că a ne asigura într-un fel sau altul că lucrurile nu se vor repeta. Că Europa nu va mai fi din nou pusă în situația în care să fie teatru de luptă sau să fie parte într-un al treilea război mondial, un război mondial cald. E foarte limpede și din ceea ce a spus acest demnitar al NATO că soarta Europei nu poate fi gândită altfel decât prin colaborare, prin această unitate între țările care fac parte din Uniunea Europeană, dar și cele care sunt dincolo de Atlantic, vorbim de Statele Unite și Canada. Deci e vorba clar aici de nu doar de o simplă punte, ci de un adevărat, de o adevărată autostradă a colaborării dintre cele două maluri ale Atlanticului. Și să nu uităm că această nouă Europa, cum au numit-o americanii, vorbim de partea de est a Europei sau ceea ce fusese în Europa răsăriteană, în blocul sovietic, țările satelite ale Uniunii Sovietice, această nouă Europa este chiar cea care, este cea care susține cel mai mult acest proces de apărare, de consolidare a apărării în îndeosebe ceea ce militarii numesc flancul estic al NATO. Așadar, Stoltenberg îl consider că a pus punctul pe ei, că a subliniat exact ceea ce trebuia subliniat la momentul acesta, legat de unitate, legat de colaborare, legat de eficiența apărării pentru tot ceea ce înseamnă Europa astăzi. Domnule Florin Șpelda, telespectatorii, cei care sunt civili, cei care nu au avut o evoluție, o carieră militară, au auzit niște cifre enunțate de mine, respectiv, ca să iau un singur reper, 30 de batalioane. Asemenea, batalioane au efective între 500 la 1000 de oameni, 500 dacă ne referim la batalioanele operaționale trimise în teatrele de operații, 1000 dacă luăm grupurile de luptă specifice dislocate de NATO în Estonia, Letonia, Lituania, Polonia. 30 de batalioane înseamnă că sunt efective care merg undeva între 30.000 de oameni și 15.000 de oameni. Dar în același timp, în partea sudică a Federației Ruse este reactivată o armată, sunt reînființate divizii, o divizie în Federația Rusă are 10.000 de oameni și parcă lucrurile acestea, dincolo de zângănitul de armeni, te pun pe gânduri. Din această perspectivă vreau să vă ofer un element nou și apoi să comentați. Avem pe ecran acum, cu sprijinul colegilor din regie, următoarea imagine, vă rog frumos. Spunea așa Jens Stoltenberg la întâlnirea cu doamna Madeleine Albright. Observați, doamna este îmbrățișată de călduros de către secretarul general NATO. A urmat apoi o întrevedere. O văd pe Madeleine Albright, spune Stoltenberg, pe rândul din față, e vorba de sala în care s-a adresat el asistenței la Varșovia. Așa că în această cameră există oameni care chiar au făcut asta. Este greu de înțeles impactul extinderii NATO, importanța, modul în care a transformat Europa. Pentru că mi-amintesc, ca un politician foarte tânăr și activ în Norvegia, am călătorit prin ceea ce am numit atunci Europa de Est, pe timpul războiului rece. Și aceasta a fost o lume total diferită. Eram din Norvegia, am mers în Germania de Est și Polonia și a fost ca și cum mergeam într-o lume cu totul diferită. Și dacă mi-ar fi spus cineva că nu mult mai târziu Polonia și mulți dintre foștii membri ai pactului de la Varșovia vor fi membri ai NATO, aș fi considerat acest lucru absolut imposibil. Apoi, astăzi, acesta este adevărul și arată că schimbarea este posibilă, iar extinderea Uniunii Europene și extinderea NATO au transformat într-adevăr Europa. Am încheiat citatul.
au transformat într-adevăr Europa, domnule principale. Da, vedeți, contemporanii au această neputință și să știți că de cele mai multe ori istoricii înșiși sunt în această neputință. Contemporanii au această neputință de a înțelege mai bine prezentul prin raportare la trecut. În sensul în care, de pildă, ceea ce spune Stoltenberg este foarte adevărat. Dar tocmai pentru că o spune Stoltenberg, a fost o discuție similară pe același tipar cu Franz Timmermans aici la București, care spune același lucru despre Uniunea Europeană. Și să ne reamintim cumva cum arată această Europa după al doilea război mondial, când este refăcută cu sprijinul Statelor Unite, sigur și prin planul Marshall, dar și printr-un sprijin adecvat pentru reconstrucția ideatică și structurală a Germaniei Federale, alăturată la rândul ei blocului occidental, vestico-occidental, în cu totul alte condiții decât fusese gândită Germania după primul război mondial. Deci semn că totuși au învățat ceva din experiența primului război mondial, dar mă întorc. Contemporanii și-aduc cu foarte mare greutate aminte de ceea ce a însemnat acest început și cum s-a construit și cum s-a realizat această identitate pe care astăzi, vedeți, sunt foarte mulți care spun Uniunea Europeană, nu ne interesează Uniunea Europeană, e un conglomerat de state. Sunt foarte mulți oameni care au muncit intens, au gândit și au muncit intens pentru a ajunge unde suntem astăzi. Iar ceea ce vreau să subliniez, apropo de și de declarația anterioară a lui Stoltenberg, ea vizează, de fapt, din punctul meu de vedere, un angajament militar ferm în raport cu, chiar și cu noua Europa, sau mai ales în raport cu noua Europa, deci cu Estul Europei, într-un fel, fiindcă vorbea aici Liviu foarte corect de părțile care s-au aflat în confruntare în timpul războiului rece, baricada aceasta a dispărut și în ultimă instanță Europa răsăriteană și-a regăsit locul acolo unde era, de fapt, în acest concert al unei Europe democratice, bazată pe valori democratice, pe libertatea de exprimare, pe statul de drept, și suntem acolo și trebuie să fim acolo, iar angajamentul militar al Alianței este unul ferm. Mie asta mi se pare că o spune limpede Stoltenberg. De altfel, o și vedem în cifre. Eu, în privința cifrelor, sigur că e un mesaj puternic, dar în privința cifrelor, și fac aici o paranteză, poate ați văzut, sunt mulți care practică acest joc al comparației care sunt forțele de care dispune Rusia, care sunt forțele de care dispune România, care sunt forțele de care dispune Rusia, care sunt forțele de care dispune Ungaria, sau care sunt forțele Ungariei și ale României, ambele țări fiind în NATO. Deci este un mecanism foarte abil, după părerea mea, de utilizarea unor cifre în scopuri care n-au niciun fel de permiteți relevanță. Să vin cu o mică paranteză. Asta așa pentru telespectatori. Deci armata ungară are jumătate din efectivele armatei române, n-are forțe navale, dar într-adevăr are forțe aeriene dotate cu avionul Gripen. Cu un detaliu, Gripen a făcut și n-a participat la nicio misiune de luptă, iar un avion, cum au forțele aeriene române și vor avea în continuare alte avioane ce vor fi achiziționate, F-16. F-16 a făcut războiul, este testat în război și când aterizează are baze care îi pot oferi facilitățile necesare alimentării cu combustibil, cu muniție. Deci mai ușor cu lacul Balaton. Vă rog să continuați. Da, și atunci spuneam, cifrele acestea sunt folosite propagandistic pentru că de fapt este vorba de un efort militar comun al întregii alianțe. Este un efort admirabil care ar putea fi făcut în orice circunstanțe atunci când, o știm foarte bine, ar putea fi încălcat articolul 5. Pe mine însă în toată această construcție mă interesează, vă mărturisesc cu mai mult și privesc cu mai multă atenție acest lucru, încercarea de a rupe ceea ce corect spunea Liviu, autostrada transatlantică, pentru că mecanismul acesta, din nefericire, nu este doar din zona europenilor care se trezesc și vor să gândească un fel de armată europeană. Sigur, e dificil de discutat cum va arăta și dacă ea va fi pe o structură NATO sau nu, dar când spui în sine armată europeană, asta înseamnă că deja ideea de autostradă transatlantică este puțin pusă în pericol. Și nu uitați că, de pildă, președintele american, care și el, cred, are o responsabilitate în această minare a autostrăzii transatlantice, fiindcă la un moment dat se punea problema dacă Statele Unite vor participa la aniversarea de în acest an, din aprilie 2019, când se împlinesc 70 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice. Și s-a găsit soluția diplomatică să fie doar la nivelul mișcărilor de externe, la Washington. Dar e un semnal nefericit, aș spune, pentru
pentru soliditatea acestei relații transatlantice și mai ales ultima idee vehiculată deja în spațiu public, a fiind un proiect gândit de administrația americană privind impunerea punerea la plată, efectiv, a celor care beneficiază de forțele americane dislocate în țările lor. Ba cu un surplus de bani. Și, ba chiar și cu un surplus. Asta mi s-a părut așa de o, cum să vă spun, din logica antreprenoriatului solid, știți, ca să nu zic altfel. Bun, și mă întorc spunând, e un mecanism, fie și la momentul în care e doar declarativ, e vorba de un proiect, e un mecanism care va submina temeinic, aș spune, această autostradă transatlantică, pentru a relua formula lui Liviu, și care, într-un fel sau altul, ignoră, din punctul meu de vedere, fiindcă m-ați întrebat ca istoric și mă doare lucrul acesta, Europa Occidentală, după al doilea război mondial, s-a construit tocmai prin această susținere financiară și organizatorică de construcție democratică a Statelor Unite. A rupe, de fapt, această Europa Occidentală, indiferent cum arăta ea, Europa, iată, extinsă astăzi, de ceea ce înseamnă Statele Unite, cred că este o imensă greșeală strategică. În același timp, discutam înainte de emisiune, eu cu dumneavoastră, că în această săptămână a apărut în New York Times un interesant comentariu în care autorul, tot un universitar ca dumneavoastră, susținea ideea, prioritățile Americii sunt în Asia și e timpul să revizuim relația transatlantică, care pentru americani este una încremenită în proiect. Avem acum o nouă imagine, stimați telespectatori. Mulțumesc colegilor din UG pentru promptitudine. Domnule doctor Constantin Corneanu, la Varșovia, Jens Stoltenberg a participat și la o reuniune a Partidului Popular European. O vedem la prezidiu pe doamna care este ministrul apărării din Germania. Germania in integrum, deci nu mai are refegere de gen, numai România este separată de Republica Democrată Moldovenească, adică Republica Moldova de azi. Și zicea Stoltenberg acolo, citez: avem o istorie în comun. Trebuie să înțelegem că atât Uniunea Europeană cât și NATO am fost creați după încheierea celui de-al doilea război mondial ca instituții multilaterale pentru a ne asigura că nu am mai experimentat niciodată ceva asemănător cu ceea ce am experimentat în timpul celui de-al doilea război mondial. Repetiția îi aparține lui Stoltenberg. Deci noi suntem instituții care sunt acolo pentru a păstra pacea, pentru a construi cooperarea și pentru a contribui la promovarea libertății și a democrației. Am avut succes și ne-am sprijinit reciproc, Uniunea Europeană și NATO. Deci avem o istorie comună. Apoi avem și valori comune. Democrația, statul de drept, libertatea individuală. Și bineînțeles împărtășim de asemenea foarte mult aceiași membri. Multe, multe din aceleași state membre. Dar de asemenea îmi place să reamintesc faptul că mai mult de 90% dintre persoanele care trăiesc în Uniunea Europeană trăiesc într-o țară NATO. Deci, nu puteți să vă consolidați apărarea Uniunii Europene sau Europei fără a consolida în același timp apărarea NATO. E același lucru. E același lucru, domnule doctor Constantin Cornel? Complicat, pentru că mai rețin fraza, am avut succes. Da, a existat un succes în clipa în care a fost un adversar comun, Uniunea Sovietică și ideologia comunismului, bolșevismului. În clipa în care adversarul a dispărut, exact cum zicea Gheorghe Arbatov, undeva pe un aeroport din Bonn în anul 1989, un general american din NATO, să facem ceva ce nu v-a făcut nimeni, o să vă luăm adversarul. Mânt acela NATO a avut mari probleme de înțelegere a rolului și locului NATO după încheierea războiului, sau mai bine zis, după conferința de la Paris din noiembrie 1990. Este o lungă căutare a rolului și locului NATO în existența Europei și faptul că astăzi America pare să dea de înțeles că vrea să se ducă în Asia Pacific, unde sunt foarte mulți bani și foarte multe interese financiare la care ei sunt partea jocului, plus un mare adversar, China, înseamnă că Europa rămâne din nou singură și Stoltenberg face un efort disperat de a convinge Europa că nu poate să rămână singură. Același timp el vrea 30 de batalioane, 30 de brigăzi, 30 de... Asta e o decizie aliaților. Da, dar asta înseamnă că bate vânt de război, înseamnă că le este teamă, înseamnă că lucrurile nu sunt în regulă, înseamnă că Europa, această autostradă transatlantică, este mai mult decât fisurată, e doar o așteptare până când... Apropo de fisurare, îmi dați voi câteva secunde, da, să vă completez, da, în sprijinul dumneavoastră. Mă uit, Polonia, care constituie dreptul de România, unul din primele pilonii, sunt doar doi piloni ai defensivei NATO la granița de est a Alianței, are relații excelente cu Lituania, Letonia, Estonia.
și întrunirile în patru sunt periodice. Mai nou s-au întâlnit țările membre ale grupului de la Visegrad la nivel de premier și ministru ai apărării pentru a marca aniversarea Poloniei, dar și 15 ani de când celelalte state membre, și când zicem Visegrad, zicem în afară de Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, faptul că și ele au intrat în NATO. România nu e în grupul de la Visegrad, România nu are o relație preferențială cu statele baltice și Polonia, deși se invocă deseori un partener strategic care poate doar pentru diplomați. România nu are activități comune speciale cu Bulgaria și nu vedem ceva senzațional cu Grecia și Turcia, alte două țări NATO din zonă. Deci o mare diferență între singurătatea geopolitică a Bucureștiului și ofensiva diplomatică a Varșoviei. Această singurătate geopolitică a Bucureștiului, frumos spus de dumneavoastră, este identică cu cea din 1990 imediat. Deci ca atare există explicații și există și amănunte care pot fundamenta concluzia că suntem singuri, deoarece Polonia își dorește lumea pe care a avut-o cândva și ca atare spatele celor trei state baltice au făcut parte din fostul imperiu, s-au regat-o polon-lituanian și de aici și parteneriatul pentru pace și relația cu Suedia și încercarea de a se amesteca în treburile din lăuntru ale Federației Ruse în această vecinătate strategică apropiată. Lumea balcanică este o lume balcanică în care, spre exemplu, în Grecia nu este cât greci, nu este român și ca atare și acolo avem niște discuții legate de lumea balcanică în care suntem, nu suntem, avem interese. Deci suntem la fel de singuri ca și în 1990 când grupul de la Visegrad a refuzat să ne primească, să stăm și noi la masă cu ei într-o perspectivă în care, într-adevăr, din primele clipe de început ale noi puteri post-decembriste, s-a vorbit despre ideea că trebuie să mergem spre o relație cât mai aprofundată cu această comunitate economică europeană de atunci. Dar în aceste momente există mari disensiuni în Europa între statele europene, în primul rând, parte componenta Uniunii Europene și mai degrabă relația franco-germană. Și atunci, toate lucrurile astea fiind slăbite, plecând de la interesele individuale ale europenilor, vis-a-vis de ideea de stat, de drept, democrație, libertate și mai departe, vis-a-vis de relația mai mult sau mai puțin corectă cu statele din Europa de răsărit intrate în Uniunea Europeană, sigur că NATO nu mai poate să facă foarte mult, care NATO înseamnă în primul rând un efort politic, de voință politică și de bugetare, un efort financiar cu care să poți să pregătești trupele, să aduci echipamente de ultimă generație pentru că războiul, dacă va fi, va fi într-o altă dimensiune. Aici aș interveni cu îngăduința dumneavoastră, nu e vorba de a aduce un război, ci de a avea elemente de descurajarea unei agresiuni. Da, descurajare și, mă rog, la un dat trebuie să fii pregătit și pentru tot ce este mai rău, pentru că un militar se pregătește pentru tot ce este mai rău în primul rând și după aceea, plecând la ideea că este pregătit să dea o ripostă și să și câștige războiul, nimeni nu va ataca. În acest punct de vedere, NATO se pare că trece într-o perioadă complicată, iar faptul că la 70 de ani de la crearea NATO, care este cea mai veche alianță politico-militară din istorie în ultimul timp cu acelea, cu, mă rog, al său trend de succes vis-a-vis de menținerea păcii în Europa, va fi doar o ceremonie la nivel de miniștri de externe, spune mult, foarte mult despre această... Cu precizarea că recent secretarul general NATO a spus că la nivel de șef de stat va fi în decembrie. Da, ok, poate să fie și noi, nu mai contează ideea că dacă n-a fost pe 4 aprilie, n-a fost, este ceva simbolic. Și atunci tot mai percepe chestia, dacă n-a fost în 4 aprilie, asta înseamnă o unitate politică. Ne există o unitate politică, restul sunt amănunte colaterale care nici nu mai interesează. Istoricul va trece peste ele sau va încerca să vadă dacă aceste amănunte au fundamentat această absență a liderilor politici. Deci, ca atare, vis-a-vis toate discuțiile de până acum, într-adevăr, e un moment foarte complicat pentru toată lumea și pentru această Uniune Europeană și pentru NATO și pentru noi care suntem într-o singurătate geopolitică, pentru că dacă ne uităm în istoria relațiilor ruso-europene, ca să zicem, nu ruso-franceze, ruso-germane, ruso și ne pasă ruso-americane, o să vedem că Rusia a fost și rămâne un factor de putere care s-a întors, a avut o perioadă de cădere, s-a reîntors. Vrem, nu vrem, vecinul nostru. Și dintr-o dată lucrurile se schimbă. Se gândea cineva acum în 2004, când noi intram în NATO, sau în 2002, când sărbătoream, sau în 1997, când eram disperați că nu intrăm la Madrid în NATO, sau în toată această perioadă, se gândea cineva că într-o zi vom avea din nou aceleași temeri și frici pe bune dreptate? Mi-e greu să cred că poate unii au gândit, poate alții n-au gândit, dar în aceste momente, exact cum spunea și Stoltenberg, trecând prin Europa răsăriteană, ca Norvegia, în fiind sigur că în Europa răsăriteană parte a tratatului la Varșovia a fost cum a fost, o zonă mai însingurată, ca să zic așa. Dar această lume a fost și ea la rândul ei după 1990, împărțită în două, unii care s-au bucurat de... au stat la masă cu Occidentul care le-a fost extrem de favorabil și alții care au fost puși la colț cam imediat după, într-o percepție complet greșită.
Și iată că imediat după 1 ianuarie 1990. Și iată că undeva, cândva, istoria se răzbună. Și de data aici, aceasta, acum, timpul pentru pauza publicitară nu se răzbună, dar trebuie să vină și continuăm discuția după calupul publicitar. Continuăm emisiunea Valorii Euroatlantice. Avem pe ecran acum o nouă imagine care generează și o altă întrebare pentru invitații speciali din platou, Constantin Corneanu, Florin Șperlea și Liviu Țăranu. Iată o veste bună, o veste care prea puține redacții din România au luat-o în seamă. Este vorba de faptul că liderii Congresului SUA l-au invitat la debutul acestei săptămâni, luni 11 martie anul curent, pe secretarul general NATO ca să se adreseze luna viitoare unei sesiuni comune a Congresului pe fondul preocupărilor legate de angajamentul președintului Trump față de Alianța Transatlantică. Președintele Nancy Pelosi, o democrată, și liderul majorității din Senat, Mitch McConnell, un republican, au fost de acord să invite miercuri 3 aprilie la ora 11 pe secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, la tribuna Congresului SUA. Această invitație precede cu o zi cea de-a 70-a aniversare a NATO din 4 aprilie 2019. Care e comentariul dumneavoastră, domnule dr. Florin Șperlea? Un singur lucru vreau să adaug înainte să comentez acest anunț, care e foarte important, și anume că, vedeți, noi ca istorici trebuie să judecăm cumva lucrurile în contextul în care s-au petrecut. E foarte important, fiindcă de pildă, atunci când sunt perfect de acord cu tot ceea ce a spus Constantin Corneanu, are perfect dreptate și temerile acestea există și ce puțin la oamenii care sunt cu adevărat responsabili e bine să aibă aceste îngrijorări și eventual să găsească și soluțiile necesare. Dar România în 1990, mai ales din momentul iunie 1990, a început să arate altfel. România n-a mai fost în același mecanism, în același tip de concert european. Suntem țara care semnează un tratat cu Uniunea Sovietică în proximitatea prăbușirii ei, imploziei ei. Și atunci, sigur că eu întotdeauna am spus, e bine să ne uităm și la temerile celorlalți. Pentru că occidentalii la rândul lor au și ei propria viziune asupra ceea ce se întâmplă în România. Sunt și foarte bine informați. Uneori, dar altor nu. Aici trebuie să vă mărturisesc că uneori sunt prost informați. La nivelul diplomatic, dar care nu joacă este, alte cărți. Exact, dar oamenii de specialitate, ca oameni care cunosc realitățile de aici, sigur că informează corect. Și uitați-vă la, într-o bună măsură, la situația de astăzi. Și astăzi se discută despre un alt tip de parcurs al Poloniei, un alt tip de parcurs al Ungariei, un alt tip de parcurs al României, chiar dacă de multe ori încep să fie asociate, dar totuși nu sunt la fel. Adică și atunci când se discută în contextul Uniunii Europene de eventualele dizidențe, să le spunem cu ghilimele de rigoare, poloneze, de eventualele derapaje maghiare și de ceea ce se întâmplă în România, chiar și atunci România este cumva pusă într-un alt context. Asta trebuie să ne dea de gândit apropo de momentul 1990 și de tot ceea ce a însemnat atașarea la valorile occidentale și mai ales la ceea ce însemna, mă rog, la momentul respectiv. Discutam în pauză, dar vă adresez dumneavoastră întrebarea, nu domnului Constantin Corneanu, pentru că v-am prins acum pe dumneavoastră. Deci a fost schimbarea la fața României în decembrie 1990. Suntem acum în 2019, da? Într-un context în care Ungaria continuă bătălia imagologică pentru a arăta că Trianon a fost o nedreptate pentru regatul maghiar. Care este independent, iertați-mă, și de aderarea ei la UE, și de războiul rece. Da, a avut din 1920 un proiect clar pe care urmează cu tenacitate. Suntem toți europeni care am avut șansa după decembrie 89, în împrejurări diferite, dar la fel ca și conaționalii noștri, să călătorim prin Europa, în diferite țări, să înțelegem libertatea, statutul de democrație al Uniunii Europene. Și totuși suntem singuri. De ce suntem singuri? Noi ca stat în acest moment. Cred că este o chestie legată de percepție. De exemplu, aseară, în pregătirea discuției, m-am uitat pe un volum de documente care va apărea în curent. Nu e scris de mine, am și ocazia să-l văd așa înainte. Și pe 23 iulie, un volum de documente din Ministerul Afacerilor Externe, pe 23 iulie 1990, președintele Ion Iliescu l-a primit pe ambasadorul american la București, Alan Green Jr., într-o discuție foarte interesantă. Din păcate, așa cum scrie acolo, nu s-a făcut stenograma și este doar telegrama pe care o trimite Ministrul Externe Adrian Năstase către ambasade. Și acolo se spune foarte clar, Statele Unite ale Americii nu doresc să se interfereze în afacerile interne ale României. Statele Unite ale Americii nu doresc câteva lucruri și sunt dispuse să pregătească tinerii diplomatici
diplomați români, să sprijine statul român și o sumă întreagă de lucruri. Deci în acest joc de echilibru, în care nu ne amestecăm, dar dorim să vă ajutăm, a existat o percepție negativă despre noi, vis-a-vis de faptul că noi am fi mai sovietici sau mai prosovietici decât eram. Așa cum se explică. Cum faptul, adică mai prosovietici? Pentru că există această percepție și la 30 de ani după și la 60 de ani după. Deci, pe statistică, în decembrie 1989, Ministerul Apărării Naționale, spre exemplu, se aflau în activitate undeva în jur de 45 de ofițeri cu vârste între 50 și 55 de ani pe funcții administrative, care făcuseră undeva cândva până în 65 studii la Moscova. Asta nu înseamnă că armata română era prosovietică sau plină de o agentură de spionaj sovietică, dar a fost o percepție occidentală vis-a-vis de noi, a fost o percepție occidentală vis-a-vis de cei care au puterea după 1990, în condiții în care vă reamintesc, și sigur o să spuneți că nu este credibilă Adrian Năstase, că a avut un parcurs în ultimii 30 de ani, dar este credibilă informația într-o carte scrisă pe baza unor consemnări. A fost cel mai puternic premier român după și în iulie 1990, când are loc un brainstorming la Ministerul Afacerilor Externe, se spune foarte clar și consemnat de șeful de cabinet și devine, mă rog, partea unei cărți, istorie. Nu cunoaștem nimic despre Uniunea Sovietică. Și trebuie să vină Vasile Șandru de la Moscova ca să discute cu Ministerul de Externe la București, cu Ministerul de Externe, să explice ce se întâmplă la Moscova. Deci, noi înșine am avut o percepție complet greșită sau aproape nesemnificativă despre lumea înconjurătoare, dar și lumea înconjurătoare ne-a perceput pe noi ca fi mai informați decât suntem și mai implicați în niște lucruri. Din această perspectivă trebuie să înțelegeți singurătatea României din 1990, lăsând la o parte ideea că într-adevăr Ungaria în decembrie 89 s-a jucat cu focul pe la frontierele noastre, cu orice preț, cu orice preț, nu mai se iasă ceva și poate putem pune în discuție Trianonul. Ori astăzi lucrurile sunt aproape identice și lăsăm o parte derapajele unei elite politice de la București sau de la Budapesta vis-a-vis de o sumă de valori ale Uniunii Europene, dar și Uniunea Europeană la rândul ei poate are și niște derapaje de la adevăratele ei valori. Și aici intrăm într-o lungă discuție în care noi nu ni se permite să vorbim, dar ei își permit să ne vorbească nouă și intrăm într-un joc foarte interesant. Este exact ce iarăși va apărea într-o carte și cu asta închid. Tot așa un coleg, un prieten al nostru, scrie o carte în care povestește prima întâlnire între șeful stației CIA la București și directorul Serviciului de Informații Externe. Și prima întrebare, avem 33 de întrebări, întreabă Harold Nicholson. Prima întrebare, ați făcut studii la Moscova, a doua întrebare, a treia, a patra întrebare, după care au zis, hai să lăsăm întrebările, trecem la discuții ca între profesioniști. Deci vedeți, și la nivel de președinție și la nivel de serviciu de informații externe, percepții complet greșite în 1990 despre noi, care, din păcate, ori n-am fost noi prea talentați în 30 de ani ca să le înăturăm de plin, ori se întâmplă ceva care ne depășește. Înainte de completare, vreau să intervin, pentru că s-a amintit de președintele Ion Iliescu. La prima întâlnire dintre președintele Ion Iliescu, un șef de stat echilibrat, cu primul comandant suprem al forțelor aliate care a vizitat Bucureștiul, general american i-a spus președintelui român: domnule Iliescu, cu salariile acestea ale ofițerilor români nu intrați în NATO. Asta ca să liniștim opinia publică cum e cu salariile, cu pensiile militarilor. Există un standard în NATO și există un respect pentru cei care la nevoie sunt primii sacrificați în prima linie. Aduceți-vă aminte, cei care vă mai aduceți aminte, dacă nu întrebați-vă bunicii, părinții, în 1968, când a fost invazia sovietică în Ceoslovacia, bătrânele se ridicau în tramvai și dădeau locurile ofițerilor, pentru că și-au adus aminte atunci de armată. Așa cum era ea, dar era o armată. Vă spun două lucruri. Gândiți-vă la faptul că în decembrie 1990 șeful marelui stat major armatei române, generalul colonel Vasile Ionel, absolvent al școlii militare de artilerie din România, mai apoi Leningrad, face o vizită la cartierul general NATO și după semnarea partenerilor pentru pace în 1994, FBI ridică sancțiunile contra diplomației români vis-a-vis de New York și Washington. Cam așa au fost lucrurile în perioada de început. Felicitări pentru acest detaliu. Vreau să vedem următoarea imagine. Iată că de data aceasta l-avem pe președintele SUA, Donald Trump, care vrea pentru 2020 un buget de 750 de miliarde de dolari pentru apărare. Nu știu dacă bugetul armatei României depășește acum 4 miliarde de dolari sau e în jurul acestei cifre. Important e că acest buget propus de președintele Donald Trump pentru anul următor are în vedere priorități precum competiția strategică cu Rusia și China, combaterea regimelor totalitare precum cele din Coreea de Nord și Iran, înfrângerea amenințelor teroriste și consolidarea reușitelor obținute în Irak și Afganistan. Domnule doctor Liviu Țăranu, din nou America își pune lupa la nivel geopolitic pe Rusia și China. Opinia dumneavoastră? Este un buget foarte pragmatic, așa cum și liderul de la Casa Albă e.
să nu uităm că vine din zona de business, să nu uităm că are ca și platformă programă acela de a reface America mare, cum a fost odată. Make America Great Again. Așa, de a o promova în planul relațiilor internaționale ca numărul 1 și, evident, acest buget nu face decât, într-un fel sau altul, să împlinească sau să susțină un asemenea efort. Există, am văzut și critici la adresa acestei propuneri a președintelui american. Adversarii spun că, de fapt, el e reprezentantul intereselor industriei de apărare, că e reprezentantul lumii de business, că americanul de rând este uitat în momentul în care e pus în discuție un asemenea buget. Și ar fi rău ca în România să existe la nivel înalt o preocupare pentru comenzi ferme vizând restartarea industriei românești de apărare? Absolut. Deci asta legată ar fi de... rău? Nu. Chestiunea legată de industria noastră de apărare e legată de acest plan, de acest buget american pentru apărare, dar strict în ce ne privește. Am avut experiența și primului și al doilea război mondial, în care am intrat nepregătiți. Pentru că în momentul în care am simțit că e clar, norii de furtună se adună, atunci când am mers după comenzi în statele occidentale, care aveau industrie de război, era înghesuială foarte mare. Și noi am prins și noi la coadă ce s-a mai putut. Deci dacă nici în al 12-lea ceas nu înțelegem că dacă nu avem noi înșine o industrie de apărare pe care să ne putem baza în caz de conflict, riscăm să stăm la coadă așa cum s-a stat și înainte de primul și înainte de al doilea război mondial. Și s-a stat la coadă, să știți, și în timpul războiului rece. Pentru că România, în înțelegerile cu sovieticii, când s-au achiziționat și avioane, dar și altă, și în general tehnică de luptă, România a fost cam ultima. În general erau polonezii, erau cehii, erau RDG-ul. România era undeva pe ultimul plan și întotdeauna nu primeau cam tot ceea ce cereau. Asta e altă... Vă pun o întrebare incomodă. Reconstituiți, dacă puteți, pentru telespectatori, cum era România la nivelul Bucureștiului anului 1940 vara? Ce preocupări aveau cetățenii? Anul 1940 vara. Păi era o agitație de nedescris. Gădeați-vă seama că era vorba de o tragedie imensă după ultimatumurile sovietice din iunie 40. Gândiți-vă că în august aveam și dictatul de la Viena. Gândiți-vă că urma septembrie 40 cu abdicarea regelui Carol al II-lea. Gândiți-vă că aveam deja misiunea economică germană la București, care ne impunea anumite condiții vis-a-vis de furniturile către Germania. Și trec eu la contraatac și zic: domnule doctor Liviu Țăranu, istoric onest, vi se pare normală această ceremonie propagandistică prin care rămășițele pământești a lui Carol al II-lea, pe timpul căreia au fost făcute rușinoasele cedări teritoriale, să fie mutate cu pompă, fanfară și militar la Sicriu, lângă rămășițele pământești a lui Mihai, Carol al II-lea, tatăl fiind cel care l-a umilit în mod repetat pe Mihai, majestatea sa, regele Mihai I al României, da? Domnul colonel, aici, iertați-mă, cred că punem prea multă pasiune în chestiunea aceasta. Păi dar suntem prostiți în față, domnul doctor Liviu Țăranu. Dați-mi voie să nu fiu neapărat de acord cu dumneavoastră. Carol al II-lea a făcut parte din familia regală a României. Iar acel loc de la Curtea de Argeș este al familiei regale. Este, acolo se află osemintele tuturor celor care, sau aproape tuturor celor care au făcut parte din casa regală a României. Nu putem contesta că el, Carol al II-lea, chiar cu toate aceste mari erori, mari greșeli pe care le-a făcut în toată perioada domniei sale, nu putem spune că a existat doar o perioadă Deci după 10 ani de totalitarism al lui Carol al II-lea, a chemat un general să salveze țara. E foarte interesantă discuția din noaptea de 15-6 septembrie 1940, în care amândoi, și Carol al II-lea și acest general Ion Antonescu și-au jurat credință reciproc.
Deci ar fi foarte interesant de văzut anumite discuții care au avut loc înainte de abdicarea regelui Carol al II-lea. Sigur, lucrurile s-au precipitat, legionarii au condiționat. Îmi sună cunoscut. Vreți să vă dau niște personalități postdecembriste care și-au jurat credință reciprocă și după aceea știm ce evoluție au avut? Ca așa e în politică, domnule colonel, era să spun în alt domeniu. Ca așa e în tenis, da. Așa. Așa e în politică, din păcate, și nu doar în politica românească. Deci, dacă e, asta ar fi legat de industria de apărare și de cheltuielile acestea pe care și România ar trebui să le facă și le face, slavă Domnului, că avem totuși acest 2% în bugetul apărării, pentru bugetul oficial. Apărării, oficial. Practic, anul trecut s-a cheltuit doar 1,93, statistică NATO odată publicității. Trebuie ținut cont de lecțiile acestea ale istoriei. Dumnezeu, haideți să nu uităm totuși lucrurile astea și să nu le repetăm la infinit. Deci ce facem? Iarăși o să ne înghesuim. Stați un pic, cine ține cont de lecțiile istoriei? Forțele navale nu primesc nave și nici măcar contracte pentru cine au dori să facă peste 6 ani corvetele. Forțele aeriene, iese ministrul apărării, zice o să mai cumpărăm 38 de F-16, dar nu știm dacă vor fi noi sau vechi. Forțele terestre sunt în situația în care li se promit o serie de blindate. Dar concret, ce se întâmplă? Domnul colonel, până vine această forță a NATO de 4 ori 30, 30 de batalion, 30 de... Cine trebuie să apere acest pământ? Armata României. Da. Și cu ce să apere? În acest context în care tehnologia este... Cu pieptul de aramă. Deci cum e în primul război mondial să intre 700 de mii de soldați cu 20 de mii de puști? Să fie trimiși pe front? Cum e? Ne întoarcem la aceeași poveste? Ia să ne întoarcem la mama Europei, Mutter Europa, doamna Merkel, pentru că veți vedea acum imaginea care urmează. Faptul că vorbim de Europa Unită, numai că Berlinul are puncte de vedere diferite de cele ale Parisului. Vedeți în fotografie în dreapta pe distinsa doamna Angela Merkel, încă la Berlin, cancelarul Germaniei, și în stânga sa, cea care i-a luat locul și a devenit deja lidera partidului care susține guvernul actual, doamna Annegret Kramp-Karrenbauer. Iar conform comentariului publicat de ziarul local, cancelarul german Merkel a susținut luni, în această săptămână, idei cheie de reformă europeană ale moștenitoarei ei, inclusiv un singur loc de membru în Uniunea Europeană în Consiliul de Securitate al ONU și un portavion comun, domnule doctor Constantin Corneanu. Răspunsul acestei doamne, Annegret, la propunerile recente ale lui Macron au inclus un apel la o forță consolidată a frontierei la nivelul Uniunii Europene, la un pact paneuropean al climei și la o piață comună pentru sectorul bancar. Dar a făcut și alte propuneri care s-au abătut de la viziunea Parisului, sugerând că Parlamentul European ar trebui să fie doar la Bruxelles și să se renunțe la al doilea loc din orașul francez Strasbourg, adică Europa arde și se piaptă în cei de la Bruxelles. De asemenea, urmașa lui Merkel nu a fost de acord cu ideea lui Macron privind coordonarea la nivel european a salariilor minime, argumentând că europenizarea serviciilor sociale și salariul minim ar fi o opțiune greșită. Am încheiat citatul. Cum stăm cu concordia dintre cele două metropole, Berlin și Paris? Dacă Franța își pierde locul de membru permanent al Consiliului de Securitate, ceea ce De Gaulle a făcut eforturi fantastice, iar sacrificiul trupelor franceze după războiul din Africa de Nord, în campania din Tunisia, din Italia, însă și eliberarea Parisului la 23 august 1944, care s-a făcut în pofida planului strategic al aliaților occidentali, ale SAIF-ului, înseamnă că Franța a sângerat degeaba, pur și simplu. Chestia asta este aproape, cred că, inacceptabil pentru elitele politice de la Paris, iar povestea cu salariul minim îl aruncă în aer pe domnul Macron, pentru că domnul Macron are niște veste galbene în stradă care au o problemă personală cu el și cu lumea pe care reprezintă el. Și atunci această Europa devine mai germană, motiv pentru care s-au supărat englezi și au făcut ei Brexit-ul lor și de aici întreagă și mai vedem cum se termină. Deci Europa nu trebuie să fie germană, pentru că Europa germană deranjează niște sensibilități ale unor elite politice care sunt dispuse la... Cum a spus, Europa nu trebuie să fie germană? Da, nu. Păi dacă va fi Europa germană, atunci vom avea o prietenie ruso-germană și deja uitați, Donald Trump pleacă în Asia, deci americanii se duc în Asia. Dar știți că sună așa de frumos în limba germană, Ich liebe dich.
Noi am avut mai multe aventuri cu lumea asta germană și apropo de elitele politice, că spuneați că Carol al II-lea, fac și o paranteză, este vinovat, sigur, în mintea noastră este vinovat el, deși dacă el dădea guvernarea mișcării legionare, elitele politice franco-britanice, țărăniști și liberale se supărau, sau Occidentul, care nu-i aliază. Deci, ca atare, va fi destul de complicat să stabilim cine a fost mai vinovat în perioada interbelică, el sau partidele politice, care prin sacrificiu făcut mai târziu în închisorile comuniste au devenit, au fost, mă rog, încărcate de o anumită aureolă. Dar ideea este că această lume germană nu a prea fost prea binevoitoare față de noi dacă stăm să ne gândim. Și sunt multe exemple. Lăsăm la o parte povestea asta din copilărie cu soldații germani care duceau ciocolată și rușii care ne violau. Au făcut și ei multe măgării și unii și alții. Nu asta este povestea. Povestea este că în aceste momente, însă și ideea că trebuie să plece de la Strasburg, un oraș francez care ține de Alsacea, Lorena, de Ulm. E un mob german. Păi e un mob german pentru că, până la urmă, dacă vedeți, ei nu au fost învinși pe 11 noiembrie 1918. Ei au aflat la radio că împăratul a abdicat și nu era adevărat. Ei nu au acceptat niciodată ideea că sacrificiul lor în Est împotriva bolșevicilor nu este acceptat de către occidental și mai departe. Generalii Wehrmachtului au fost cei care au creat Bundeswehr-ul. Dacă mă înșel, chiar și Franz Halder a lucrat la istoria armatei când era la serviciul istoric al Bundeswehr-ului. Deci ei au făcut tot ce este posibil pentru ca Europa să fie germană și mi-aduc aminte niște conversații așa de culise că în 1992 doamna Margaret Thatcher declara într-un cer stând la Londra că Marea Britanie va face orice pentru ca Iugoslavia să nu se destrame. Și Iugoslavia s-a destrămat pe mâna a două republici iugoslave, două republici, Slovenia și Croația, care au schimbat într-o noapte. Primii care au cunoscut au fost Germania și așa a început războiul din Balcan, care oricum era întamat. La Berlin atunci s-a lăsat formula care în engleză sună smaller is the best, mai micuți și mai drăguți. Corect. Iar primele camioane cu armament venite din Ungaria aveau armament cu binecuvântarea Berlinului. Deci e bine să fim prieteni cu Berlin, e bine să vedem Berlin, e bine să luăm cu mașini germane. Tocmai de uitați, Germania investește 63 de miliarde de euro în mașini cu energia, deci care folosesc energie electrică și toate lucrurile care nu mai sunt bune pentru ei vor fi aruncate în acest test. Și de aici aceste decalaje care au fost și vor rămâne. Noi nu ne putem permite o mașină mai mult de 3-4 mii de euro pentru că această clasă de mijloc nu mai există. Vestele galbene din Franța sunt acolo pe stradă nervoși pentru că nu mai sunt clasă de mijloc. Nu mai pot să-și anticipeze viitorul copiilor lor. Deci lucrurile sunt foarte clare. Iar domnul Macron încearcă să construiască Europa în care Franța să redevină ceea ce a fost. Nu este de gol, nu are cum să fie, nu are personalitatea lui de gol. Și în această afacere... Bună remarca. Cel mai mare jucător în toate aceste jocuri între Paris și Berlin rămâne Rusia. Pentru că Rusia este... Deci toată lumea va avea nevoie de această poveste cu Rusia. Vă vorbiți despre Putin, ați vrut să interveniți, domnule. Doar o scurtă secvență legată de această chestiune, propunerea lui Macron privind europenizarea serviciilor sociale și salariul minim pentru întreaga Uniune Europeană. Deci propunerea ca atare este foarte interesantă. Și vedeți, vis-a-vis de propunerea franceză și reacția germană. Germania, care este motorul industrial al Europei și care are nevoie de o forță de muncă extraordinară și rezervoarele principale sunt undeva aici și în zona de Europei de Est, care sigur e subsalarizată față de restul Europei Occidentale, nu are niciun interes ca acest salariu minim să fie stabilit la nivelul Uniunii Europene. De ce? Foarte simplu, pentru că stabilind acest salariu minim, n-ai face decât forța de muncă să o păstrezi, să o ții exact în locul de origine. Nu să o aduci în uzinele germane sau acolo unde e nevoie, unde industria germană are nevoie de această forță de muncă. Și mai e și povestea robotizării și inteligenței artificiale pe care Germania o folosește din plin și atunci motorul Uniunii Europene este Germania industrială, în timp ce Franța are o problemă cu reforma economică pe care vestele galbene nu vor să o accepte. Macron, dacă nu o face, Franța nu devine competitivă, deci Franța nu va putea, din punct de vedere al ideii de economie, să aibă un cuvânt de spus unde, la o masă, unde toate lucrurile sunt made in Germany. Și atunci, aici este toată povestea. Europa cum va merge înainte? Cu o bancă centrală europeană pe mâna Germaniei, cu un parlament european care până acum a făcut cărțile Germaniei și dacă va fi cum va fi, vom vedea ce se mai întâmplă după mai 2019. Deci, nici grecii n-au uitat umilințele de acum câțiva ani cu Germania și cu toată povestea. Deci, lucrurile sunt destul de complicate în ce privește această Uniune Europeană. Iar americanii s-au supărat și vor ca ei să-și plătească existența dacă vor să fie aparați. Despre asta este vorba. Și așa cum scria în New York Times, în materialul pe care l-am semnalat anterior, americanii, când au venit aici și au rămas,
așa zice autorul, un profesor universitar, nu s-au angajat să rămână pe veci. Vom continua discuția după pauza publicitară. Continuăm emisiunea Valori Euroatlantice. A fost o discuție interesantă în pauză și nu mă pot abține să nu-i dau cuvântul Florin Șpelea, pentru că a avut niște obiecții interesantă vis-a-vis de ce am discutat anterior cu Carol al Doilea. Vă rog, domnule doctor Florin Șpelea. Dacă reușesc să le țin minte pe toate, le și enumăr. Prima dintre ele ar fi aceea că, apropo de aducerea osămintelor lui Carol al Doilea în celebra criptă realizată la Curtea de Argeș de arhitectul Augustin Ioan, să nu uităm, eu nefiind totuși un fan al lui Carol al Doilea în niciun caz, dar să nu uităm că, de pildă, în catedrala Sfântul Petru, San Pietro din Roma, să le lăsesc în același aceeași loc atât Alexandru al VI-lea Borgia, unde cele mai siniste figuri ale papalității cred, din toate timpurile, dar și Ioan Paul al II-lea, care a fost declarat recent sfânt, dar pe care l-am și cunoscut în demersurile lui, inclusiv în ceea ce a însemnat, de fapt, prăbușirea regimului comunist în Europa. Și care a fost la București. Exact. Asta este o chestiune. A doua, în general, sigur că despre Carol al II-lea se discută pro și contra și este firesc. Personajul este în continuare controversat. A fost el suficient de controversat în interiorul propriei familii, pentru că aici Costi Curian avea dreptate, adică nici măcar în timpul vieții regele Mihai nu cred că ar fi fost de acord, că doar putea să o facă, putea să decidă. Acest sicriu, Carol al II-lea, osemintele care niciodată nu au fost înhumate. El a stat într-un sicriu la Estoril, în Portugalia, după care au fost aduse la Curtea de Argeș și au stat într-un paraclis lângă biserica mănăstirii și acum, în sfârșit, fiind înhumate, mă întorc. Deci este un personaj controversat, dar în niciun caz n-aș vrea să-l inocentăm, aruncând întreaga responsabilitate a prăbușirii României Mare în 1940 pe seama clasei politice. Are vina ei clasa politică fără îndoială, dar primul lucru pe care l-a făcut Carol al II-lea, îl dă la o parte pe propriul fiu, pe Mihai I, care este rege, deci îl silește practic să plece de pe tron pentru a se instala el, sigur cu concursul clasei politice, fără îndoială, și a lui Iuliu Maniu, că trebuie spus și lucrul acesta, că Iuliu Maniu nu înseamnă doar 1 decembrie 1918, înseamnă și atitudinea lui față de Carol al II-lea, destul de ambiguă al minteri, sigur până la Elena Lupescu, și care după aceea, prima lui idee, nu, primul lucru pe care îl face Carol al II-lea, îi oferă românii să aibă parte de anumite elene. Da, mă rog, sigur, asta e o poveste, cred că ar trebui scris o carte despre chestia asta, mă întorc. Și primul lucru pe care îl face, îi dă profesorului de istorie Iorga, într-o carte, sub pretextul că îi oferă o carte, îi dă lista viitorului cabinet. Iorga o acceptă și își face guvernul. Sigur că Iorga are neșansa să fie prim-ministru într-o perioadă a crizei economice destul de dificilă, în care abia își poate permite să plătească salariile profesorilor și ale militarilor. Și sunt celebrele scene când profesorii se duc la el, la vila pe care o avea la mare, și îl întreabă, domnule, totuși avem nevoie de salarii, cu ce trăim? Și el le spune, deci profesorul universitar Iorga, al minter, sigur, un istoric admirabil, dar profesorul universitar le spune, mai bine aruncați în mare decât să veniți la mine. Cu același cinism cu care îi vedem și astăzi pe unii politicieni vorbind despre anumite categorii profesionale, iar militarii s-au dus la Ministerul de Finanțe, la unde era Argetoianu, care era de fapt adevăratul prim-ministru, și i-au cerut bani de salarii, spunând că noi mai rezistăm totuși, dar cu caii ce facem? Că trebuie să mănânce caii. Știți că totuși caii aia mâncau și ei. Și caii erau foarte împușcă, și unor caii se împușcă, dar măcar acolo trebuiau hrăniți. Mă întorc. Deci a avut acest gând de la bun început al subminării sistemului democratic românesc, al subminării vieții politice, parlamentare și de partide în România, prin acest efort de a guverna peste partide. Și să nu uităm, este primul, în timpul lui apare că a venit Mișcarea Legionară sau că a venit Partidul Național Creștin al lui Goga, Cuza, dar în esență primele semne, primele elemente ale legislației antisemite sunt făcute în timpul regimului de autoritate monarhică, pe care apoi le vom vedea exagerate în anii regimului Antonescian. Am închis paranteza cu Carol al II-lea. Apropo de această chestiune legată de salariile minime, mie mi se pare, iertați-mă, ideea de salarii minime în Europa e cu neputință. Sigur că Macron, de fapt, are un singur lucru în cap, pe care l-a avut și când a venit aici la București. Ideea era să stopeze această migrare a forței
de muncă din est spre vest, până la urmă, și mai ales a celor din zonele afectate de conflicte, cum sunt cele din Orientul Mijlociu. Realitatea este că va fi cu neputință economic, vorbind orice economist vă va spune că este cu neputință ideea unui salariu minim în toate țările Uniunii Europene. Pe de altă parte, vedeți, și leg asta inclusiv de ceea ce s-a discutat aici, apropo de industria de apărare și felul în care, nu-i așa, ar trebui să investească americanii aici. Sunt firme care nu găsesc chelneri în România pentru restaurante. Sunt firme care nu găsesc instalatori și zidari și faianțari. Și am vrea, de pildă, ca tot ceea ce presupune o tehnologie de realizare a unei corvete multifuncționale sau un submarin să poată fi făcut pe șantiere navale din România, cu cine? Pentru că cei mai mulți din aia care ar fi putut fi capabili să pună la punct un asemenea tip de întreprindere, de industrie, sunt deja plecați în Occident și sunt, sigur, pe salarii mult mai convenabile, lucrează în Occident. Prin urmare, e responsabilitatea de văzut și a clasei politice din fiecare țară în parte, pentru că, vedeți, noi aveam această obișnuință și aici este într-un fel tristețea mea. E foarte ușor să spui celălalt, e foarte ușor să spui occidentalii, ticăloșii aia, Uniunea Europeană și așa mai departe, care impun, care fac. Bun, dar tu aici, tu n-ai nicio responsabilitate? Noi nu avem nicio responsabilitate pentru felul în care a arătat regimul comunist în România în raport cu regimurile comuniste din estul Europei? Pentru că regimul ăsta comunist al lui Ceaușescu, de fapt, lasă România nouă într-un fel anume. Deconstruirea regimului comunist după 1990 s-a făcut în condiții cumplite, dificile, greoaie. Mulți au rămas în aceleași funcții, chiar dacă ei, de fapt, păreau că sunt ușor occidentali. Adică România a arătat trist pentru că aici, în interior, a existat un anume tip de regim comunist, diferit de celelalte. Și evident că toate lucrurile astea, când le pui cap la cap, repet, responsabilitatea trebuie să o cauți întâi la tine, pentru că e foarte ușor să spui că celălalt te vexează, celălalt are au interese, fără îndoială că au interese și noi avem interese. Dar inteligent ar fi, pe de o parte, să armonizăm aceste interese, apropo de construcție europeană, iar pe de altă parte, să vedem și unde este responsabilitatea noastră. Fiindcă fiecare decizie care se întâmplă aici la București este rodul unui anume tip de comportament civic, un anume tip de comportament al populației, care, de fapt, înseamnă sistem educațional, care înseamnă capacitatea de percepție a rolului și responsabilității cetățeanului în raport cu clasa politică, în raport cu sistemul politic, în raport cu libertatea de exprimare și cu statul de drept. Și atunci, dacă lucrurile astea le așezăm într-un asemenea context, cred că e mai bine întâi de toate să ne uităm la noi și după aceea eventual să găsim și pe ceilalți responsabili. Asta, stimate conațional, dacă la Palatul Cotroceni, la Palatul Victoria și la Palatul Parlamentului avem bărbați de stat care să ia decizii, din câte văd eu, iau notițe, nu decizii. Știu, dar nici n-aș vrea să ne ducem în perioada interbelică și să spunem că arătau altfel. Pentru că, repet, modelul Iorga este condamnabil ca om politic, dar sunt și alții în aceeași perioadă interbelică și care, într-un fel sau altul, s-au făcut preși în fața lui Carol al II-lea. Deci nu doar Carol al II-lea este responsabil, ci și această clasă politică sau unii reprezentanți ai ei, care nu au avut nici coloană vertebrală și nici demnitatea propriei poziții. Un lucru repetabil, parcă și în ziua de azi. Mă tem că da. Da. Mă tem că da. Ați fost savuros. Vreau să vedem pe ecran, cu sprijinul colegilor, următoarea imagine. Domnule doctor Constantin Corneanu, că tot ați amintit dumneavoastră de Macron, iată un facsimil dintr-o publicație britanică care, pe scurt, spune așa: Tony Blair, ca mulți alți foști lideri ai Uniunii Europene, are o echipă, însă aceasta este, așa cum a numit-o politologul american Samuel Huntington, transnaționaliști, o elită globală care vede foarte puțină nevoie de loialitate națională. Între timp, relațiile de fracturare par să apară în Uniunea Europeană, în timp ce domnul Macron a pierdut simpatia în Italia după ce un politician italian proeminent s-a întâlnit cu un lider al mișcării franceze de protest, Vestele Galbene. Înrăit de ceea ce el a văzut ca o ingerință nejustificată în politica internă franceză, Macron a făcut pasul extraordinar de a-și rechema ambasadorul său la Roma. Intrăm din nou cu camerele în studio pentru că mă gândeam ce s-ar fi întâmplat dacă
la București, o personalitate ar fi decis rechemarea ambasadorului român la Budapesta, pentru simplu motiv că anumiți oficiali de la Budapesta se întâlnesc cu anumiți lideri ai unei minorități și mai departe nu continui, că știți prea bine despre ce. Da, probabil că gestul ar fost condamnat de forțele de opoziție de la București, probabil că cei de la Bruxelles n-ar fi înțeles o anumită atitudine a noastră vis-a-vis de o scară de valori. Da, Tony Blair este implicat în niște discuții mai discrete, așa cum titrează presa internațională referitoare la această poveste a Brexitului și a faptului că Franța nu și-ar dori să rămână singură în Uniunea Europeană cu Germania. Un sprijin al Londrei ar fi foarte important, pentru că atunci ar fi doi adversari cam de același calibru în relația cu Germania, iar Italia, care este zdruncinată de un val de populism, de naționalism, de o criză economică latentă și de multe alte lucruri, vrea și ea să fie undeva cândva ceea ce a fost o mare putere europeană. Și când spun asta, mă refer la faptul că Italia a fost alături de aliații învingători în 1918, mai târziu lui Benito Mussolini s-a recunoscut dreptul de a avea colonii în Africa și că a purtat și niște războaie. Urmă, un tratatul foarte frumos după 1945, Italia cu fasciștii care au rămas pe loc ca și naziști în Germania, deci este tendința de a fi ceea ce ai fost cândva, o putere care să aibă ceva de spus, dar nu poți să avea ceva de spus decât dacă poți să însoțești acest ceva de spus și cu o forță economică sau o forță militară, ca să zic așa, nu mai spun de informații secrete sau de lucruri care îți dau măsura valorii. Apropo, vedem și următoarea imagine. Domnule doctor Liviu Țăranu, iată, acum există această precizare a secretarului general NATO. Noi difuzăm emisiunea duminică, dar pe data de 14, în această săptămână, 14 martie, secretarul general NATO a difuzat raportul său privind evoluția Alianței Nord-Atlantice în 2018. Un context în care secretarul general a felicitat Italia, vorbesc de Italia, pentru implicarea sa în misiunea Alianței, solicitând în același timp o creștere a cheltuielilor de apărare ale țării. Citez, Stoltenberg spunea, felicit Italia și Spania pentru contribuțiile lor la misiuni, dar trebuie să cheltuiască mai mult. El a spus că Italia a început să se miște în direcția cea bună în ceea ce privește obiectivul de a aloca 2% din PIB cheltuielor pentru apărare, dar a adăugat că este încă un drum lung. Deci unii sunt cu drumul lung și alții sunt cu promisiunile politicienilor români. Sau care e părerea dumneavoastră? Faptul că și Italia, chiar în condițiile în care se confruntă, Italia n-a ieșit încă din criza economică de după pornită în 2008. Chiar și în aceste condiții cu o economie slăbită, faptul că alocă acest 2%... Trebuie să aloce. A alocat trupe pentru misiuni, dar secretarul general a făcut apel să aloce banii conveniți la nivelul Alianței. Și nu numai Italia, și Spania. Faptul că există intenția să facă aceste cheltuieli și să mărească bugetul dedicat apărării e un lucru, pentru mine, destul, îl consider foarte bun. Asta dovedește că fiecare din și aceste două țări, și Spania și Italia, înțeleg să participe la efortul colectiv pentru sprijinirea acestei securități date oferite prin intermediul NATO. Acum, sigur, aici ar fi de văzut, știți cum e, există un obiectiv comun. Suntem o familie mare, stabilim că fiecare cheltuie un anumit buget pentru a pune bodyguard la ușă sau instrumente de securitate la casă. Italia a tras atenția prin vocea ministrului apărării că ar trebui să ocotească și efortul pe care l-a făcut Italia pentru salvarea refugiaților, pentru exact. Găzduirea lor. Sunt sume mari de bani. Cei din sudul Italiei pot să spună foarte bine ce se întâmplă acolo. Acolo este efectiv o invazie cu care au de-a face din tot ceea ce înseamnă din zona de nord a Africii. De Italia și de Spania ne leagă latinitatea. Italienii din sud, italienii, sudiștii sunt foarte revoltați vis-a-vis și porniți, nu numai împotriva guvernului de la Roma, dar împotriva tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, tocmai datorită faptului că s-a lăsat liberă această invazie a străinilor, a magrebienilor, a celor care fac dezordine, care schimbă total situația de lucruri de acolo din sudul Italiei. Și tot sudul suportă că este cea mai săracă. Da, și exact, e și zona cea mai săracă a Italiei, care trebuie să susțină. Plus că acestor emigranți li se oferă avantaje pe care localnicii nu le au. Un venit minim, un venit pe zi, condiții de cazare și așa mai departe.
subvenționate de Uniunea Europeană prin statul italian. Deci nemulțumirea este majoră și este explicabilă. Atunci sigur că Italia poate invoca în momentul în care se cere să aloce 2% pentru apărare și acest efort teribil care îl face vis-a-vis de susținerea emigranților pe care îi primește în Sud. Cred că aici Stoltenberg are dreptate să felicite cele două țări, dar în același timp e mai important faptul că și guvernul de la Roma și cel de la Madrid înțeleg că acest efort comun european trebuie susținut în mod egal și echitabil de către fiecare țară membră a NATO. Asta este, cred că, cel mai important aspect. Domnule doctor Florin Șperla, Italia și Spania au și mișcări secesioniste. Spania a fost încercată de manifestații puternice în Catalonia. Italia nu de puține ori a dat semnale, mai ales în nord, că ar putea fi un teritoriu cu un alt statut. Din câte cunosc, relațiile noastre pe plan militar țin de normalitate, dar nu de un excepționalism dezirabil. La colegiul de la Roma merg mulți ofițeri care devin ulterior generali. Ne-am mai intersectat cu italieni, am văzut în Irak, unde militarii români au avut misiuni comune pentru menținerea stabilității Irakului împreună cu militari italieni, cu spanioli sunt uneori misiuni aeriene, dar dacă vorbim de NATO, înseamnă să avem o modalitate mai strânsă de cooperare, inclusiv cu aceste țări. Sau am eu o viziune eronată? Nu, e foarte corect ce spuneți, deși sunt două lucruri diferite. Chestiunea legată de mișcările secesioniste, aș zice, dovedită mult mai puternică în Spania, prin ceea ce s-a întâmplat cu Catalonia și probabil că și în Italia ar putea să se întâmple într-un viitor apropiat formule similare, dacă nu cumva le-am luat noi înainte. Că vedeți, și la noi se controlează din ce în ce mai mult. Dar mă întorc... În emisiunea asta sunteți plin de ironii interesante. Nu, na, chiar n-am, mă tem că e o realitate și tocmai asta mă și întristează, dar referitor la ceea ce spuneați, sigur, e foarte important acest 2%, s-a tot vorbit, aici trebuie să spun că Trump a avut un rol capital în a mișca un pic această inerție europeană, fiindcă totuși e necinstit când ai... Că Germania nici acum n-a ajuns la 2%. O fi motorul economic european, dar Germania nu dă 2% niciun fel. Și e într-un fel necinstit. Adică 2% este o cifră rezonabilă în raport cu produsul intern brut. Una e să fii România să dai 2% și alta e să fii Germania să aloci 2%. Și atunci, sigur că lucrurile acestea ar putea să fie cu totul altfel gândite. Dar cred că totuși câștigul cel mai mare, apropo de ceea ce spuneați, sigur, lăsând la o parte povestea strig legată de procentul din PIB. Lucrul cel mai important la nivelul alianței și care se vede foarte bine în pregătirea armatei române este această interoperabilitate. Adică atunci când Stoltenberg spune 3 ori 4, e important nu doar pentru că sunt echipamentele militare care vin acolo, ci și oamenii. Oamenii aceștia sunt pregătiți în misiuni multinaționale și avem foarte multe exemple și aici și cred că această capacitate de a lucra împreună a unor oameni diferiți, care nota bene, gândiți-vă, totuși vorbesc cu o engleză, aș spune, utilitară, o engleză excelentă pentru exact ceea ce este nevoie, pentru a fi capabil într-un comandament comun să acționeze ca o forță comună. Și să înțeleagă ordinele, să le transmită exact. Mai departe. Și într-un fel, dacă vreți o comparație cu poate cel mai reprezentativ imperiu al Antichității, nu, Imperiul Roman, este oarecum același lucru. Oamenii aduși din provinciile diverse ale Imperiului, sigur că de data aceasta puși în uniforma armatei romane și în tiparul armatei romane, vorbind o latină precară, în mod sigur, dar că nu erau niciunul dintre Cicero veniți de prin provinciile Imperiului, dar în orice caz capabili să acționeze împreună cu un echipament standard în situații critice. Imperiul Roman a dovedit pe parcursul unor sute de ani că este în stare să facă lucrul ăsta. Mă gândesc că Uniunea Europeană și NATO împreună, pentru că eu încă o dată le văd ca fiind împreună și fiind silite să lucreze împreună, le văd în același tipar în care instruirea, pregătirea comună este foarte importantă, atașată e foarte adevărat echipamentelor de ultima generație. Nu să vedeți bine, dar știți că la Paris și la Berlin există altă opinie, avem o altă imagine acum pe ecran. Domnule doctor Constantin Corneanu, fac apel la dumneavoastră să-mi explicați ce am citit pe site-ul postului de televiziune american NBC News. Reproduc pentru telespectatori. În 2019, Rusia va încerca probabil să influențeze alegerile pentru Parlamentul European,
să continue operațiunile de informare și de influență împotriva Occidentului și să continue pregătirea pentru conflict armat cu NATO, potrivit ultimei evaluări anuale a amenințărilor ce a produsă de Serviciul de Informații Externe al Estoniei. NBC News a obținut o previzualizare exclusivă a raportului de 70 de pagini, care oferă o fereastră spre activitatea și obiectivele serviciilor de informații ruse din țările vecine cu Estonia, adică Letonia, Lituania și probabil și Polonia. Comentariul dumneavoastră. Da, asta cu probabil e foarte important, că este probabil, deci odată, iar faptul că vine de la Serviciul de Informații Externe al Estoniei pare să fie puțin subiectiv. Îmi place că ironiile continuă, ceea ce înseamnă că ne simțim bine în dialogul acesta. Ideea este că e firesc să fie, deci, o mare putere care niciodată n-a acceptat și nu va accepta să fie decât ceea ce vrea și când vrea și cum vrea, să aibă o sumă de obiective strategice, să se joace cu nervii, să-și rafineze metodele prin care va încerca să influențeze evoluția mediului strategic și de securitate din jurul său și este apanajul și dreptul lor să facă ce vor, iar noi suntem obligați să știm ce fac și să gândim cum să contracărăm și cum să ne afirmăm interesele strategice sau cum să armonizăm această relație astfel încât lucrurile să nu se ducă spre conflicte armate cu NATO, de care facem parte și noi alianță, sau într-o altă situație neplăcută. Pentru că chiar am citit o carte despre epoca Gorbaciov, la Moscova tot timpul au fost reformiști, liberali și conservatori, oameni care au căutat chiar și în perioada sovietică să reformeze lumea în care trăiau. Și în clipa în care n-au reușit, lumea în care trăiau a devenit ostilă celorlalte lumi din jur, ca să zic așa. Deci ca atare este nevoie de un dialog cu Moscova, nu este neapărat nevoie să pui la zid Moscova, să tragi toate tunurile, pentru că asta duce spre război, clar, și ei vor reacționa. Deci, ca atare, statele baltice fac parte dintr-o poveste strategică, urmărită încă de la Petru cel Mare, deci este o chestiune care ține destin geografic și în cazul nostru. Mai departe, este o chestiune în care dacă se va găsi o formulă de compromis între interesele strategice ale Federației Ruse și ale lumii euroatlantice, lucrurile ar putea să însemne o pace. Mai departe, discuția legată de ideea că l-au manipulat pe Donald Trump, că l-au influențat, poate că da, poate că nu, e treaba FBI-ului și a CIA-ului să demonstreze clar că au putut face așa ceva. Dacă citesc cărțile scrise și citesc cărțile scrise pe acest subiect, o să vedeți că informația a venit pe linia Intelligence Service-ului, acel fost ofițer de informații britanic de la Moscova, Christopher Steele, și cei de la Washington au avut o mare problemă la nivel de decizional al FBI-ului. Nu puteau verifica informațiile? Pe de o parte nu puteau verifica informații, că nu e așa de simplu să obții informații de la Moscova, iar pe de altă parte era foarte complicat ca directorul CIA sau FBI să pună în discuție, chiar și în lumea democratică americană, rolul președintelui Statelor Unite al Americii sau chiar persoana viitorului președinte al Statelor Unite al Americii într-un joc în care ducei cu gândul la afacerea Watergate sau alte lucruri de genul acesta. Deci e destul de complicat într-o lume liberă să poți să te joci cu informația secretă, să o duci către anumite lucruri. De aceea, poate pe această idee că și practic CIA-ul s-a creat în clipa în care o elită politică americană, politică financiară, militară, de inteligență, a înțeles că trebuie să facă ceva pentru ideea de Statele Unite, să asigure victoria Statelor Unite în relația cu lumea și să-și promoveze interesele strategice, libertatea mărilor, libertatea comerțului, libertatea capitalului, mișcarea și mai departe. Ca ei s-au întâlnit cu elitele politice europene care vreau de la Atlantic la Ural și a ieșit lumea euroatlantică, e o altă discuție. Deci, această perspectivă, ce să spunem? Că Vladimir Putin își urmează un proiect strategic de recâștigare a autorității imperiale a Rusiei într-o lume în care Rusia a fost, este și va fi un factor de putere al relațiilor internaționale, un factor de putere major. Mai avem un minut până la pauza publicitară și vă întreb și pe dumneavoastră, pornind de la ceea ce ați afirmat, în acest context, serviciile de informații românești, per total, sunt conștiente de interesul național actual în 2019 în României? Nu cunosc. Noi avem multe necunoscute și peste servicii de informații ale României. Credem că suntem ok, asigurăm securitatea cibernetică a NATO, îi prinde pe toți spionii. Sunt convins că da, sunt convins că ai noștri știu tot. Dar de aici începe lunga discuție. Mai bine dacă spuneați nou comment, că eu n-am văzut niciun dosar celebru de spion prins în România în ultimii 30 de ani. A fost un subofițer la Ministerul Apărării Naționale cu un bulgar sau ceva de genul ăsta. Da, aia e gluma serii. Mulțumesc frumos colegilor din regie. Continuăm emisiunea după pauza publicitară. Continuăm cu o nouă imagine.
imaginea respectivă, domnule doctor Liviu Țăranu, citesc ce a spus Traian Băsescu în această săptămână. Este fost președinte al României, iar afirmația pe care o reproduc pentru telespectatori și pentru continuarea discuției cu istoricii Constantin Corneanu, Florin Șperlea și Liviu Țăranu este tocmai pentru că în această săptămână am avut parte și de un 15 martie. Un 15 martie firesc pentru toți europenii lucizi cu capul pe umeri, dar președintele României, Traian Băsescu, a spus: susținerea autonomiei Ținutului Secuiesc contravine Constituției României, iar susținerea acestui lucru de către demnitarii Ungariei și ai Fidesz constituie un amestec grosolan, excelentă afirmație, al țării vecine în treburile interne ale României. Până una alta, după cum vedeți, noi îi primim cu pâine și sare pe toți cei care vin cu gânduri bune în România. Avem cetăți unde să ne retragem și munții unde să rezistăm cu oile pe lângă ciobănași. Problema este că nu rezistă alții cu infatuarea care caracterizează și astăzi. Problema Ținutului Secuiesc 2019. Dr. Liviu Țăranu. Domnule colonel, vă reamintesc, vorbim de fostul președinte al României, nu de președintele actual al României. Poate că îi se iată multe lui Traian Băsescu prin această afirmație, deși are foarte multe, multe păcate la dosar. Era mai devreme discuția legată de ofensiva Rusiei pe planul acesta al frontului secret, cum e numit în lumea informațiilor. Cred că și chestiunea aceasta legată de ceea ce se întâmplă cu Ținutul Secuiesc poate să facă parte și dintr-o mică intervenție. Acolo se simte o codiță nu numai ungurească, ci și rusească. Pentru că am convingerea că după ce s-a întâmplat cu Ucraina, conducerea de la Kremlin, supărată fiind, a dat această dispoziție serviciilor secrete rusești de a aprinde sau de a da foc Europei într-un fel sau altul. Și dacă am văzut episodul care a avut loc în Spania vis-a-vis de Catalonia, dacă am văzut ce s-a întâmplat cu Brexit-ul și ce se întâmplă în continuare, la al doilea vot respins de Camera Comunelor vis-a-vis de proiectul de ieșire al Marii Britanii, cred și acolo că avem cu un amestec mai mic sau mai semnificativ al serviciilor secrete ruse, era să spun sovietice. Așa. De aceea cred în același timp că și reluarea chestiunii legate de referendumul cu Scoția, problema cu Irlanda de Nord și așa mai departe, sunt lucruri pe care serviciile secrete ruse le utilizează cu foarte multă abilitate, tocmai pentru a destabiliza Uniunea Europeană. Și interesul ar fi major. Ați văzut că au depistat de curând o agentă a serviciilor secrete chiar în Parlamentul European de la Bruxelles. Sigur că sunt interesați fără discuție de ceea ce se va întâmpla cu alegerile acestea din mai, de la finalul lui mai anul acesta pentru Parlamentul European. Așadar, această mică chestiune legată de agitația asta cu Ținutul Secuiesc în contextul lui 15 martie 1848, deci Revoluția de la 1848, moment în care, pe care vecinii noștri îl aniversează ca și zi națională, și să le reamintim telespectatorilor noastre că e vorba despre momentul în care toate națiunile din Imperiul Habsburgic au fost, a existat această platformă prin care să li se respecte drepturile, indiferent de minoritate, indiferent de națiune, că treptat, după câteva săptămâni, a apărut această nouă perspectivă a lui Lajos Kossuth, care spunea că, de fapt, doar națiunea maghiară se va bucura de aceste privilegii, de aceste drepturi, ca națiune politică, ca singură națiune politică. Vă dați seama ce ar fi ca să apărați un politician român să zică că doar națiunea română? De ce în acest context a reveni pe această temă și a susține sau a agita din nou subiectul autonomiei Ținutului Secuiesc, mi se pare într-un fel sau altul o chestie ciclică. E o chestiune care periodic apare,
care este susținută tocmai pentru a tulbura apele, dar și într-o anumită măsură pentru a distrage atenția de la anumite lucruri, cred, mai importante, care ar trebui să fie pe agenda dezbaterii publice în România. Mulțumesc frumos. Domnule doctor Florin Șperlăvin, alegerile pentru Parlamentul European. În acest context a apărut un zvon, față de care, în calitate de jurnalist, am rezerve, dar am o datorie de cetățen al României ca să enunț aceste informații unilaterală și să vă cer părerea. Informația unilaterală este că la momentul în care Papa se va duce în Transilvania, într-o localitate cunoscută pentru pelerinajul anual, normal, religios, la un loc important pentru o anumită minoritate și pornindu-se de la faptul că acolo vor fi cu tot cu invitații, inclusiv din Ungaria, în jur de 300.000 de oameni, enunțul ar fi, nu-l cred, dar îl spun, că atunci s-ar încerca declararea autonomiei Ținutului Secuiesc. Întrebarea pe care și-o pun mulți români din Transilvania este nu atât ce vor declara, ci dacă autoritățile române vor apăra articolul 1 din Constituția țării noastre. Da, e o întrebare foarte bună, dar aș zice că sunt aproape condamnate să o facă, pentru că atunci când se află în funcțiile publice, au depus un jurământ, prin urmare, Constituția există, prevede foarte clar, cum a spus în articolul 1, această indivizibilitate a teritoriului, așa încât, din punctul meu de vedere, nu au decât să facă ceea ce trebuie să facă. Prin urmare, sunt condamnate la o poziție naturală, firească, în raport cu legea fundamentală. Eu însă vă mărturisesc, apropo de, și de discuția anterioară, și de tot ceea ce înseamnă, până la urmă, război hibrid, pentru că, vedeți, convingerea mea, de pildă, sigur că noi trebuie să fim foarte precauți, atenți, să analizăm în multiple fațete, inclusiv acțiunile militare, dar convingerea mea este că Rusia de astăzi este profund angajată în recuperarea vechiului teritoriu sovietic. Corect. Întâi de toate. Pentru asta, sigur că utilizează în spațiul, asta nu înseamnă că Republica Moldova este ferită de evenimente ulterioare pe care nici măcar nu le putem bănui. Dar dincolo de acest spațiu pe care îl consider că îi aparține îndoi și deci unde procedează într-un fel în care n-ar îndrăzni să procedeze în altă parte, evident și ca urmare a protecției și umbrelei NATO, dar în alte locuri își permite și nu doar aici în România, vedem foarte bine în Occident, manipulare, propagandă prin mijloace pe care le pune la dispoziție însuși mecanismul instituțional democratic, pe de-o parte, și pe de altă parte tehnologia pe care la ei acasă o înfierează, ca fiind imperialistă, ticăloasă și care nu este deloc accesibilă în spațiul rusesc. Ba mai mult, au emis un document legislativ în care pe internet nu este permisă atacarea Federației Ruse, a liderilor Federației Ruse, nu? Este excelentă precizarea, pentru că, vedeți, pe de-o parte, în tipul acesta de democrație originală putinistă, toate aceste mecanisme sunt prohibite, dar pe de altă parte știu să le folosească excelent împotriva acelor state democratice, scopul fiind, de fapt, subminarea unității europene, întâi de toate, și, în al doilea rând, crearea acestor, sunt fer convins aici, cred că Liviu Țăranu avea foarte mare dreptate când spune asta, codițe, necodițe sunt profund angajați în tot ceea ce înseamnă aceste fracțiuni teritoriale încurajate. Sigur că ele sunt la momentul, locul respectiv relativ naturale, dar sunt perfect încurajate, sunt fel convins că și financiar, pentru că noi avem o imagine asupra investițiilor, special în domeniul militar, dar eu cred că investiția în zona propagandistică și utilizării acestor rețele sociale și așa mai departe, cred că fondurile sunt mult mai mari. Corect. După părerea mea. Și va trebui să fim foarte atenți, pentru că dumneavoastră a spus un lucru foarte corect. Este un an, aș spune, capital pentru Uniunea Europeană prin alegerile care au loc, dar este un an foarte important cu alegeri în foarte multe alte state. Problema Brexit-ului, eu personal nu am nicio îndoială că rușii au fost extrem de atenți la ceea ce a însemnat Brexit, că l-au și sprijinit în sensul rezultatului care a, ca să folosim un cuvânt elegant, da, o stimulare destul de bănoasă,
Că mi-aduc aminte formula pe care a folosit-o Putin, vă amintiți când, nu știu cine, în sfârșit punea foarte tranșant, la nivelul cel mai înalt al vieții politice britanice, problema unui nou referendum, Putin a avut o declarație, păi cum, mai faceți încă unul? Păi asta nu mai e democrație, ați făcut unul, gata. Eu cred că se gândea la banii pe care avea să-i pierdă, pentru că îi investise sau deja. Sau se gândea la referendumul mimat din Crimea. Eventual, cum știe el, să facă referendum în spațiul ex-sovietic, da. Așa încât va trebui, după părerea, să fim extrem de prudenți. Eu trag nădejde, vă spun cu toată sinceritatea, am mare încredere în serviciile secrete din România, până la proba contrarie, fără îndoială. Dar trag nădejde că sunt suficient de capabile, abile, nu neapărat în contracararea lui personajului care l-a spânzurat pe Avramiancu, pentru că, fără îndoială, și el e o problemă, dar nu cred că el este problema cea mai importantă, și că vor fi în măsură să contracareze tocmai această acțiune propagandistică și mai ales de utilizare a rețelelor sociale, a tot ceea ce înseamnă IT. Aici e o discuție legată de capacitatea, pentru că toți cei care au de-a face cu această lume a inteligenței românesc, în diferite formule, nu neapărat de a fi parte a jocului, toți povestesc că au văzut că de regulă rapoartele informative care vin de la SRI sau de la SIE, de regulă nu se citesc. Sunt plicurile aproape nedesfăcute și atunci elita politică de la București are o slabă percepție a unui pericol reprezentat de posibilitatea ca cineva să joace cu focul și cu nervii. Iar Traian Băsescu este mai puțin. Tocmai în zona asta. Exact. Traian Băsescu, când era președinte României, nu prea a avut poziții publice față de declarațiile lui Victor Orban, care venea atunci și nu știu ce mai spunea și mai făcea și mai departe. Exact. Atunci, da, dar recentă, de data, exact. Aveți dreptate. Atunci, da, dar de data asta a fost singura personalitate publică din România care a luat o atitudine. Da, trebuie într-o lungă discuție legată de capacitatea de a arunca în aer dispozitivul strategic aliat euroatlantic în acest spațiu geografic, o chestie care ține de planificarea strategică a Rusiei. Și în toată povestea asta, jucătorul numărul 1 este Ungaria. Și aici este... Apropo de Ungaria, dați-mi voie să, da, tot dumneavoastră să continuați, să vedem următoarea imagine, esențială pentru conotația dialogului din ultima parte a emisiunii noastre. Am ales acest portret frumos a Crăișorului Munților, pentru că despre el a scris un jurnalist român, dacă tot am citat din atâția ziariști străini, e momentul să cităm și dintr-un ziarist român, Florian Bichir. Nimeni nu susține că maghiarii n-au dreptul de a sărbători momentul de la 1848, dar dacă se exagerează, se pot deschide multe răni. Da, la începutul anului 1848 am fost împreună, dar drumurile ni s-au separat când maghiarii au declarat în dietă că în Ardeal există o singură națiune, cea maghiară, și au declarat Uniunea Ardealului cu Ungaria, fără să țină cont de dorințele și protestele celorlalte națiuni din Transilvania, românii și sașii. Exact pe acest fond apare în istoria Avramiancu cu moții săi. Asta e istoria. Asta e istoria, domnul. Da, este secvența care se găsește și pe YouTube, când scrie filmul Muții în flăcări, că nu prea mai există pe YouTube. Este secvența în care vine un călăreț și spune lui Avramiancu, la pesta ungurii au votat unirea Transilvaniei cu Ungaria, nici nu admit existența noastră ca națiune. Și întrebarea este firească, personajul întreabă ce-i de făcut, Iancule? Mergem până la capăt, până la frângerea pâinii, cum a zis Bărnițiu. Deci lucrurile sunt complicate. 15 martie 1848 este ziua națională a vecinilor noștri, dar pentru noi este un moment de tristă amintire, pentru care s-a dorit cu orice preț impunerea Unirii Transilvaniei cu Ungaria și toate masacrele care au urmat și așa mai departe. Deci ca atare să omagiezi pe teritoriul național al României în disprețul istoriei este ceva ce nu se acceptă și nu prea se înghite așa ușor. Suntem europeni, suntem toleranți, trecem peste asta, dar ideea este că Ungaria se joacă cu nervii noștri și am sentimentul că pe măsură ce România începe să-și construiască autostrăzi de un metru, de 2 metri sau de alte minuni, sau am fost undeva unde unul zicea, arătând niște hărți, că Dobrogea a fost pământ românesc, altul a scris gen Boia că Dobrogea nu trebuia să fie parte a statului român și mai departe, mi-e teamă că suntem într-un cocktail în ăsta exploziv în care orice chestiune ne poate arunca într-o degringoladă totală. Pentru că oamenii vor să trăiască bine, să bea un whisky cu gheață sau fără gheață și mai să mai vadă ceva și mai puțin cu istoria națională. Deci decăderea noastră morală este atât de mare încât nici nu ne putem imagina ce s-ar putea întâmpla dacă lucrurile au luat razna. Mai luptă jandarmeria care se ancheladă de către ONU ca să
instaureze ordinea legală într-un ținut secuiesc care se declară peste noapte autonom și refuză să mai respecte legile statului român. Deci avem prea multe întrebări. Armata asta e prinsă în operații, în Irak, în Afganistan, în Afganistan. Deci nu avem timp de lucruri de genul ăsta. Și atunci, care este capacitatea inteligențului românesc de a avea informații secrete de cea mai bună calitate vis-a-vis de planuri? Și doi, care este capacitatea liderilor politici care conduc inteligențul românesc de a convinge pe reprezentanții elitei politice? Aici vreau să vin cu un detaliu și tot noastră continuați. În martie 2006 am fost trimis de șeful statului major general, prin directorul al trustului de presă, cu două echipe, să ne exercităm rolul de ziariști, să filmăm și să fotografiem manifestațiile legale ale UDMR-ului de la Târgu Mureș și Odorheiu Secuiesc. Discursurile au fost dure, s-a vorbit de sânge, că trebuie să curgă sânge, dar manifestanții erau foarte civilizați. Au venit acolo soț, soție, copil, îmbrăcați ca de duminică. Au fost extrem de civilizați, n-a fost niciun act de provocare. Problema care se pune, dacă ies, proclamă și nu, și nu degenerează în niciun fel de altă conduită violentă, ce face statul român? Trimite jandarmeria, precum garda în Spania, și arestez pe cei care pun în discuție articolul 1. Avem noi curajul politic, că noi depindem de voturi în Parlament și de alte chestiuni, să împingem lucrurile înainte, sau suntem o elită politică, sau avem o elită politică ca cea din 1940, care s-a lăsat călcată în picioare de Carol al II-lea. Deci sunt mari întrebări la care armata, Ministerul de Interne, SRI-ul și SIE nu pot să răspundă. Cei care decid politic și care conduc politic aceste instituții și care au informații secrete sau ar trebui să le aibă, ei sunt cei care trebuie să meargă dimineața la cafea cu să zice șeful CIA-ului la întâlnirea cu președintele SUA, sau să mă rog, se duce acum, este altă formă de organizare, și să discute chestiunile sensibile care sunt discutate la nivel de decidenți politico-militari. Vă dau dreptate cu următoarea particularitate. Discuții... Cum văd eu lucrurile? Și în același timp formulez interogații pentru noastră. La Cotroceni se va suna la Berlin ca să primească cineva ochiul pentru a aplica articolul 1? Nu, la Palatul Victoria se va suna la nu știu ce dregător din Parlament ca să poată acționa Ministerul de Interne? Nu, cred că noi mai avem o mare problemă și îmi pare foarte rău. Am văzut că pe pagina de Facebook Ambasadei Federației Rusiei la București sunt puse câteva lucruri interesante care țin de această relație română-sovietică, română-rusă, de istoria mondială al doilea, de sprijinul diplomatic pe care Uniunea Sovietică la vremea respectivă l-a oferit României pentru a readuce acasă Transilvania de Nord-Est după 1944. Și poate că noi istoricii, dacă am face niște manifestări, niște mese rotunde, niște discuții și poate că opinia publică, discutând clar acest subiect, cum a fost, ce s-a întâmplat, până unde a fost bine, până unde a fost rău, am putea aduce o lămurire și am putea deschide niște canale de comunicare și de discuție pentru a potoli cât de cât această presiune constantă și formidabilă pe care unii stând la o un ischi cu gheață și o havană, zice, lasă-mă să facă ceva, încurajați-i, pentru că oricum noi, prin atitudinea noastră, suntem ostili unui dialog vis-a-vis de ceva anume. Adică, practic, se refuză în aceste momente să discutăm deschis care este soarta Transilvaniei noastre în aceste momente. Va împinge elita politică maghiară de la București de mereu lucrurile spre un fapt împlinit, nu mai vei vis autonomia, chiar dacă ea e este iluzorie din punct de vedere economic sau social și mai departe, dar politic pot să o facă, pentru că Ungaria are un proiect strategic din 1920 încoace. Ardealul Pământul Unguresc. Și în 1989 ne-am izbit de această problemă și eu chiar am în pregătire un interviu cu fostul atașat militar român la Budapesta, care îmi povestește multe alte lucruri pe care nu le-a scris în cartea domniei sale, apărută mai de ceva vreme în urmă, vis-a-vis de situația neplăcută în care ne-am aflat noi la Budapesta în decembrie 1989, totul pe o singură idee, intervenție militară maghiară în România cu orice preț, pentru a provoca un conflict între cele două tabere ale războiului rece sau într-o tabără a războiului rece și pentru a pune în discuție cu ocazia intervenției pacificatorilor ideea apartenenței Transilvaniei. Deci nu s-a schimbat absolut nimic. Totul contează doar personaje care se schimbă, jucătorii. În rest, concepția strategică este clară. Și deci dacă lucrurile sunt la nivel de zvon și așa mai departe, probabil că serviciile noastre de informații știu. Probabil că Papa nu se va amesteca într-o astfel de chestiune, iar dacă se amestecă înseamnă că avem o palmă pe care Occidentul ne-o dă și pe care noi nu o merităm sau putem merităm, nu știu, se mă întrebări. Și în momentul acesta începe lunga discuție unde suntem și cine suntem, pentru că atunci când domnul Răzvan Teodorescu vorbea de faptul că suntem undeva la porțile Orientului și vom rămâne aici din punct de vedere geografic, nu ne putem muta pe coasta Mării Mânecii sau pe coasta Mării Mediterane, unde e foarte cald și frumos, înseamnă că vom plăti un tribut și modul în care percepem lumea, dar și suntem percepuți, indiferent de cât de bine am vrea să facem noi și cât de dispuși am fi la aproape orice.
Și de aici pleacă o lungă discuție istorică. Suntem dispuși, în primul rând, la apărarea articolului 1 din Constituție, că România nu este un stat fără câini. Și avem pe ecran acum o imagine pe acest fond al unui gând aparținând unui român care a reușit să unifice Transilvania, străvechi pământ românesc, cu Moldova, cea pe care o iubim cu toții, și cu țara românească, cea de unde pornește lumina de la București către toate comunitățile de români din lume. Invit pe fiecare invitat, începând cu doctorul Liviu Țăranu, la concluzii, vizând tema dezbaterii de astăzi, în limita a 2 minute fiecare dintre invitați. Doctorul Liviu Țăranu. Legat și de ce s-a spus mai devreme, știți asta cu respectatul articolului 1 din Constituție, îmi amintesc de ianuarie 40 că tot veni discuția și de vizita lui Carol al II-lea, simpatia prietenului meu Florin, care merge în ianuarie 40 la Chișinău. Și acolo, în fața trupelor române, defilând, asigură pe toți basarabenii că Basarabia nu va avea, va fi apărată cu orice preț în orice context. Au trecut câteva luni și în iunie 40 s-a cedat fără niciun fel de ripostă, deși exista un plan de apărare foarte clar și bine stabilit pentru Basarabia. Aici, legat de relația cu Ungaria, trebuie să spun că am citit și nu am crezut și după aceea am discutat cu cercetători de la Cinesasul Unguresc. Există în mediul istoriografic și nu numai, și politic, un anumit, să spunem, nu neapărat respect, dar poate chiar vorbim de o anumită admirație vis-a-vis de capacitatea diplomației românești de azi, de ieri și de alaltă ieri, de a ieși, de a scoate țara din situații complicate. Ungurii, într-o anumită măsură, ne admiră pentru că am reușit să ne descurcăm mai bine în contexte în care și ei făceau parte, și să ne amintim de 1918-1919 și de 1944 vis-a-vis de 23 august 44 și ce a stat la baza hotărârii lui Stalin de a ne acorda Transilvania, că până la urmă Stalin a hotărât la momentul respectiv ca administrația românească să intre în Transilvania. Există această, să spunem, prețuire, poate cu ghilimele, dacă e cazul, pentru modul de a se descurca al diplomației românești mai bine decât al celei de la Budapesta. Așadar, cred că românii au până la urmă o șansă și asta poate că nu neapărat în zona armelor, în zona militară, ci în zona diplomației. O să spuneți că nu dau, că nu, da, nu acord ceea chiar ce ar trebui cezarului. Chiar vă mulțumesc pentru această confesiune care aduce și o informație de ultimă oră benefică relațiilor bilaterale dorite, constructive dintre București și Budapesta. Chiar vă mulțumesc frumos. Bila albă. Florin Șperlea. Să văd dacă obțin și eu o bilă albă. Vreau să vă spun, apropo de Ungaria, că mi-aș dori și de toate aceste dispute pe care eu cred că le vom avea în continuare, cu autonomie declarată, nedeclarată, le vom avea în continuare, va fi un mijloc de presiune al Ungariei continuu, dar el cred că va dispărea în momentul în care atât românii cât și maghiarii, mai ales din Covasna și Harghita, vor spune, e atât de bine în țara asta, încât nu plec niciunde. Aici vreau să rămân, pentru că aici vreau să-mi duc copiii, aici vreau să muncesc, aici vreau să trăiesc, mi-e foarte bine. Când vom reuși cu toții, că aici nu mai e vorba doar de clasa politică, e vorba și de cetățeni care trebuie să exercite un control democratic și între mandate asupra clasei politice, când vom reuși deci cu toții să aducem această prosperitate astfel încât să nu-i mai detenăm, să spunem, nici măcar o clipă că ar vrea să plece, nu doar pe români, pe toți cetățenii români, s-ar putea ca lucrurile să fie schimbate. În raport cu ceea ce vedem pe ecran, formula aceasta trebuie să le spunem totuși celor care ne privesc că este un citat din într-o zicere a personajului Mihai Viteazu din filmul lui Sergiu Nicolaescu. Mihai Viteazu nu a rostit niciodată o asemenea formulă și vă mărturisesc, și dacă ar fi rostit, ar fi fost ușor ipocrită, pentru că Mihai Viteazu, să nu uităm, este cel care introduce șerbia în țara românească, legarea de glie, adică sclavia
țăranului român, tocmai pentru a face rost de bani, astfel încât să-și poată purta, evident, războaiele de care are nevoie pentru realizarea unității naționale. Sigur că are un scop, dar scopul acesta este împlinit prin nevoia de bani și face ca o bună parte din România aceea pe care vrea să-i deștepte, de fapt îi leagă de glie. Și acest Mihai Viteazu, realul Mihai Viteazu, ale cărui merite sunt indiscutabile, eu nu o să fac acum ceea ce face domnul Ploia, da, dar în orice caz formula aceasta aș prefera să nu mai circule, pentru că este necinstită în raport cu personajul istoric. Eu din perspectiva problemelor de azi al României este binevenită. Domnul doctor Constantin Corneanu, 60 de secunde, da, asta deci e... Îmi place formula pentru summit întrebări din Mihai Viteazu, după ce dă foc creatorul otoman din filmul Sergiu Nicolaescu, și îmi place să cred că suntem treji, mulți dintre noi românii, și cei care sunt în stradă și luptă împotriva putregărilor politici și a corupției, și cei care sunt în căutarea informațiilor secrete care se sprijine securitatea națională a României, și cei care se instruiesc în Ministerul Apărării Naționale și sunt în Afganistan sau în alte situații, cu toții suntem treji vis-a-vis de pericolele care pândesc de undeva din necunoscut, pentru că viața este plină de bucurii și de surprize, uneori neplăcute. Și aș vrea să cred că suntem mai mulți decât o mână, cum îmi place mie să cred, și chiar dacă am fi o mână de oameni treji, am putea să influențăm destinul istoric al țării noastre la acest cumpănă de început de secol 21, pentru că va fi o primăvară și o vară extrem de interesantă din multe puncte de vedere, având în vedere că geografia ne-a jucat și ne joacă feste vis-a-vis de poziția noastră strategică în calculele strategice ale tuturor forțelor implicate în această idee de a stăpâni ceva. În numele telespectatorilor vă mulțumesc pentru lecția de istorie care are trei coautori, Constantin Corneanu, Florin Șperlea și Liviu Țăranu. O să am plăcerea să vă invit mai des în formula asta, pentru că văd că dezbaterile sunt foarte vioaie, câte o bilă albă la toți trei, pentru că ați fost complementar și incisiv. Vă mulțumesc frumos și dumneavoastră și rămânem la ideea că, deși nu avem acum în fruntea țării un Mihai Viteazu, un urmaș al lui, ar fi timpul la alegerile prezidențiale care urmează să alegeți pe cineva care să aibă coloana vertebrală dreaptă și să nu mai stea în genunchi în fața străinătății. Bună seara!